Bună seara! Bine v-am găsit la o nouă emisiune în care vă aducem în atenție oameni remarcabili care, prin performanțele lor, contribuie la promovarea României în lume. După o lungă pauză, grupul vocal Arpeggio din Roma organizează un concert special de Crăciun într-o splendidă biserică din centrul cetății Eterne. Despre evenimentul, care se va desfășura sub patronajul Ambasadei României în Italia și al Academiei Române din Roma, dar și despre bucuria de a împărtăși muzica și tradițiile în preajma sărbătorilor, vorbim cu doamna Simona Vasile, fondatoarea și dirijoara corului. Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem foarte bucuroși că suntem din nou alături de dumneavoastră. Și noi ne bucurăm să aflăm că acest grup despre care am mai vorbit și în care știu că ați investit foarte multă pasiune alături de colegele dumneavoastră își reia activitatea, mai ales în perioada aceasta. Spuneți-ne cum s-a schimbat viața artistică a corului în ultimii 2 ani. Cu câteva zile în urmă am împlinit exact 7 ani de când am început activitatea. La mulți ani! Mulțumim! Chiar pe 8 decembrie am avut primul concert într-un muzeu civic din Ardea, provincia Romei, și bineînțeles reapariția noastră după 2 ani de repetiții și înregistrări este ca o renaștere. Și suntem foarte emoționate, poate mai emoționate decât acum 7 ani, pentru că ne-am dorit în acești 2 ani foarte, foarte mult să avem contact cu publicul. Pentru orice muzician, contactul cu publicul este important, este acela care dă energie și care te motivează să aduci piese mereu noi și să mergi înainte în lumea muzicii. Deci... în ultimii 2 ani, așa cum bine știți, nu am putut organiza concerte cu public și ne-am rezumat la repetiții și la înregistrări pe care apoi le-am difuzat. Acum este chiar foarte bine pentru noi că putem ieși din nou. Alături de noi se află și maestrul Gianluigi Zampieri, care va acompania la orgă grupul Arpeggio la acest minunat concert de colinde. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim pentru că sunteți împreună cu noi un muzician care s-a născut italian din greșeală. Așa vă recomandați și vă rog să ne explicați de ce. Eu m-am născut aici și la Roma, sunt italian, dar nu mai mă recunosc ca italian, pentru că cred că țara mea s-a schimbat foarte mult și nivelul muzical e foarte scăzut. Nu mă mai recunosc într-o țară în care m-am crescut sub îndrumarea muzicienii dintre cei mai mari. Maestrul meu, Franco Ferrara, s-a născut la Palermo, dar s-a mutat la Firenze și la Bologna și la Roma. Și când am început, am avut un mare noroc, am intrat în contact cu Franco Ferrara, cu mulți mari muzicieni. După ce au murit, cred că s-a schimbat ceva. E, și acum eu, că sunt un veteran la vârsta mea, nu mă potrivesc cu atitudini italiene și când sunt în România mă simt ca acasă. E, din acest motiv, când m-am înregistrat pe Instagram și pe Facebook, am scris că m-am născut italian din greșeală. Nu este o glumă, este o provocare. Când ați început să dezvoltați această relație specială cu țara noastră și cu limba română? Am debutat din țara acum 23 de ani la Ateneul Roman, pentru că am fost invitat de Cristian Mandeal, mare dirijor român. Și când am ajuns în România și am intrat la Ateneul Roman, m-am speriat pentru că m-am aflat într-un loc care cred că este cea mai frumoasă sală de concerte din lume. A rămas paralizat și când am dirijat orchestra, am recunoscut mulți prieteni cu care am lucrat aici în Italia, la Orchestra Internațională d'Italia, și
Am revenit de multe ori la radio și la Ateneu și am început să dirigesc la Craiova, mai târziu la Pitești, la Râmnicu-Vâlcea și la Brașov. Am dirijat cu Alexandru Tomescu și am văzut că România s-a schimbat foarte mult. M-am recunoscut pe o jumătate român, pentru că prietenia cu țara noastră a devenit mai mult puternică, mai mult stranță. Deși am venit, am debutat acum 23 de ani, am început să vorbesc acum 2 ani și ceva. Pentru că am văzut că colegii mei, cei mai în vârstă, vorbesc perfect italiană și m-am gândit că a venit momentul în care trebuie să mă integrez cu societatea. Și iată că acum colaborați și cu comunitatea românească din Italia. Probabil că nu este prima colaborare de acest gen, dar îndrăznesc să o întreb pe doamna Simona Vasile ce înseamnă pentru grupul Arpeggio această colaborare și cum v-ați pregătit pentru concertul de colinde. Pentru noi, colaborarea cu maestru Zampieri este onorantă, ne face onoare să colaborăm cu dumnealui și aș vrea să-i mulțumesc încă o dată pentru că a avut ideea acestui concert, pentru că de la dumnealui a plecat. Am pregătit, pe lângă repertoriul nostru pe care deja îl aveam, și piese noi, cum ar fi Suita Corală a lui Achim Stoia sau Lerui Ler de Remus Georgescu. Maestrul ne va acompania la orgă în piesele clasice ale colindelor românești și în piesele internaționale. Și veți avea alături și o foarte tânără și talentată interpretă la NAI, Renata Ionescu, despre care o să-l rog pe maestru să ne vorbească, pentru că dumnealui o cunoaște foarte bine. Dumnealui o a adus-o alături de noi în concertul de pe 19 decembrie. Anul trecut m-am întâlnit cu domnișoara într-un grup de muzicieni pe Facebook și am fost de vorba, mi-a întrebat despre muzică, despre viața muzicienilor și i-am întrebat ce faci, la ce instrument canți. Eu sunt naista, dar sunt avocată. Am fost curios și am întrebat mai mult. Am studiat drept și acum am intrat la Barod București. Și aș dori să merg mai departe cu muzica, deși am început prea târziu să fiu o muzicienă adevărată, adică un profesionist. Și ne-am întâlnit anul trecut la Ateneu și am cantat împreună. Am repetat și am început să fac niște aranjamente pentru domnișoara Renata. E, la început am văzut că nu știa exact teoria, solfegiu, și am găsit manuale și am trimis piese. Și trebuie să spun că Renata a început să studieze foarte serios. Și după câteva luni ne-am reîntâlnit și am lucrat. Am repetat. Și cred că pot să spun că am adoptat. Este ca o fică muzicală. Doamna Simona Vasile, ați început sezonul colindelor deja la Roma, în ajun de Moș Nicolae. Cu ce sentimente vă pregătiți acum pentru sărbători?
Pentru noi sezonul a început din ajunul zilei de Sfântul Nicolae și continuă stagiunea noastră de concerte și în următoarea duminică și sâmbătă și săptămâna viitoare vom avea alte 4 concerte înainte de a debuta în formula cu acompaniament în concertul nostru din 19 decembrie. Ne bucurăm foarte mult că suntem din nou, corul Arpegiu este din nou viu. Și noi ne bucurăm pentru că ați împărtășit cu noi din aceste minunate gânduri. Vă dorim sărbători fericite și vă așteptăm în România, maestre Gianluigi Zampieri, desigur împreună cu grupul Arpeggio din Roma. Sărbători cu bine, multă sănătate și concerte cât mai multe! Sărbători frumoase dorim tuturor! Mulțumim foarte mult și mulțumim maestrului Zampieri că va fi alături de noi și ne va face Crăciunul altfel. Vă așteptam cu mare drag la concert, pentru că corul Arpeggio și naista Renata Ionescu vor face un concert de neratat și de neuitat. Concertul va avea loc în Biserica Santa Maria in Portico, in Campitelli, lângă Teatro Marcello, în centrul Romei, pe 19 decembrie, la ora 20. Vă așteptăm cu mare drag! Mulțumim! În speranța că ne-ați urmărit cu plăcere și de această dată, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la TVR Internațional și la TVR3. Până atunci, toate cele bune! La